Sper să nu mă întreb și tot Chiar avem ceva de deră în Nu glumesc, nu e de deră. Dar apropo de discuția de mai devreme, eram curios dacă înainte de Miami erai conștientă că fix asta îți mai lipsește să faci pasul următor? Nu eram, cum? nu eram la fel de conștientă cum am fost după. Bineînțeles că știam că am un mare minus la atitudine, dar când ești acolo intrat cu toată dorința să câștigi, nu prea îți dai seama cât de rău este un lucru. După ce am văzut uh, acel video, după ce am avut mai multe discuții cu mai multe persoane care sunt foarte importante pentru cariera mea, uh, mi-am dat seama că trebuie să schimb ceva. Um, ok, despre meci. <laughs> um, de la tine căderile ocazionale în timpul meciului. Eu de un set, după la un câteva game, Asta a fost câteva puncte. Da, a fost un moment mai dificil la 1-0 în setul 2 când am pierdut gemul de la 40-0, dar uh, nu m-am mai gândit. Uh, știam că se poate complica setul 2 dacă o să rămân să mă gândesc la gemul ce a trecut. Uh, doar m-am motivat și am zis că trebuie să iau punct cu punct și să câștige gemul. Și după aceea a fost mult mai ușor mental, uh, n-am simțit presiune aproape deloc, dar uh, am simțit jocul foarte bine și cred că asta mi-a mi oferit uh, o liniște. Motivație. Da, uh, sunt uh, destul de motivată pentru că mi-a părut foarte rău de meciul din finală de la Roma, însă sunt sigură că va fi un meci la fel de greu, poate și mai greu. Uh, este o jucătoare care joacă un tenis foarte bun anul acesta, are atâtea titluri câștigate, are încredere, însă și eu am încredere că pot să joc un tenis destul de bun ca să pot să câștig schimb ceva tactic față meciul de atunci? Nu, că până la 5-2 a fost uh, destul de bine. Uh, cred că voi începe la fel. Simona, uh, Carla spunea după meci că ai făcut o partidă memorabilă. În data trecută când ne-am văzut, uh, spuneai că jocul este în creștere. Crezi că se poate și mai bine de atât? E greu să spun dacă se poate mai bine și de atât. Eu mi-aș dori să se poată mai bine de atât, însă jocul, uh, de, jocul meu depinde foarte mult și de adversarea pe care o am. Nu pot să joc la fel cu fiecare adversară. Trebuie să mă adaptez, trebuie să adaptez jocul la orice jucător, însă cu siguranță am jucat mult mai bine decât meciul uh, dinainte. Iar contra Carley este tot timpul greu să, să joc, pe mai ales pe zgură. Și asta mă bucură mult că am putut să fac un meci așa de solid, de puternic, astăzi. Te simți obosită în vreun fel după nu. aceste patru meciuri? Nu, nu sunt obosită. Sunt uh, implicată în turneu, sunt total aici și mă simt bine fizic. Simona, mulțumesc că ai câștigat puncte importante mai din toate pozițiile astăzi. Da, a fost un joc complet, cum am spus. Uh, am simțit bine jocul, am simțit bine terenul, totul s-a mulat pe jocul meu și mai multe nu prea am ce să zic. A fost un, un meci bun. De la, de la Carla, uh, mingile veneau la fel ca și în alte meciuri, din câte îți mai aduce aminte, sau ai simțit-o puțin obosită astăzi, cel puțin așa ni s-a părut nouă? Nu știu cum s-a simțit ea, însă știu că eu am jucat destul de repede și nu i-am dat timp ca să-și facă jocul ei. Uh, Carla are un talent extraordinar, iar po ea poate să facă cu mingea orice, să deschidă niște unghiuri pe care înainte nu le ajungeam. Însă acum am stat mai aproape de linie și am luat mingea mai repede. Mulțumesc! ultima întrebare, te rog. Jucătoarele care au rămas în competiție acum, niciuna nu a câștigat un Grand Slam. Practic, este o luptă deschisă. Ai spus la începutul turneului că sunt 15 favorite. Acum veți rămâne 8. Dar niciuna dintre, dintre voi nu ați câștigat niciodată un Grand Slam. E un lucru bun sau e, un, e o presiune în plus pentru tine? Am mai spus la început de turneu că oricine poate câștiga turneul și se adeverește. Adică nu trebuie neapărat o jucătoare care a câștigat Grand Slam până acum să câștige acest turneu. Nu știu dacă e un lucru bun sau rău. Contează că toate ne dorim același lucru. Toate o, să muncea, toate o să muncim și o să dăm tot ce putem ca să câștigăm acest turneu, însă, din punctul meu de vedere, sunt departe de a mă gândi pe, la titlu, sunt în sferțuri abia, mai am meciuri grele, însă, bineînțeles că visul e acolo.